să-l avem alături de noi pe George Siminic. George este prietenul meu de mulți ani. Are două mari și late pasiuni ca și mine. Unul este psihologia și doi este grădinăritul. Dar astăzi vom vorbi mai mult despre psihologie și despre psihoterapie și vreau să îți spun un mare bine ai venit în echipa noastră, în echipa Marfil, George. Mulțumesc, Gabi, pentru invitație. Mulțumesc că sunt astăzi aici cu tine și putem vorbi despre ceea ce ne place nouă. Da. Cum zic de fiecare dată, cred că este o mare, mare binecuvântare să putem să exersăm și să profesăm într-o meserie care este pe sufletul nostru și cred că toată lumea are ocazia și șansa în viață, chiar șansa în viață, să profeseze într-o meserie în care chiar să-i facă bine sufletului, pe lângă toate celelalte aspecte. Cred că și tu simți la fel, așa, George? Da, chiar mă gândeam înainte să vin aici și zic, oare o să am, oare ce o să spun? Oare ce vrea lumea să audă? Și am zis, ok, hai să vorbim de fapt despre ce ne place. Și mie îmi place să lucrez ca psihoterapeut. Și cred că și clienții mei, nu toți adevărat, cum ar fi ipocrit să spun că toți sunt foarte mulțumiți, dar marea majoritate sunt bucuroși că pot să lucreze cu mine și eu că pot să lucrez cu ei. Da, ceea ce este extraordinar, să ai satisfacția asta că și celelalte persoane îi face plăcere să lucreze cu tine, să interacționeze cu tine. Dacă noi uităm de multe ori, deși am învățat foarte mult, tu știi foarte bine, ne-am format, am făcut facultatea de psihologie, am terminat studii, am participat la seminarii, formări profesionale de tot felul. Da. Dar uităm că atunci când suntem față în față, clientul nostru, el se uită la noi și noi trebuie să fim prezenți, trebuie să fiu prezent pentru el, pentru problema lui, că problema lui este unică și povestea lui de viață este unică. Eu atunci stau și mă gândesc, ok, cum pot să-l ajut din toată informația pe care am acumulat-o, ce îi se potrivește lui cel mai bine. Cum stabilesc conexiunea cu el? Care e emoția care ne pune în legătură? Și atunci îți dai seama că când stai pe scaunul terapeutului, mi-așa îmi place să spun, ai o mare responsabilitate. Da. Uiți de multe ori pentru ce ești acolo, sau n-ar trebui să uiți niciodată de ce ești acolo pe scaunul terapeutului și ce poți să faci tu pentru bunăstarea, pentru viața clientului, pentru starea de bine. Așa este. Tu ești format în psihoterapie integrativă, George. Da. Am parcurs un program de 5 ani de zile. Am parcurs toate etapele profesionale. Sunt în prezent psihoterapeut autonom. Sunt acreditat de Colegiul Psihologilor din România, de Federația Română de Psihoterapie și în prezent sunt în demersul pentru a obține certificatul european de psihoterapeut. Urmează o chestiune de o lună, două, ca să primesc și acest document. Da, să tu când spui lucrurile așa, sună ca și cum e puțin ceea ce faci. Dar eu, cunoscându-te și știind cu ce categorii de oameni lucrați și în special cu adolescenți, dar și cu persoane care au probleme de retard și cu persoane pe psihologia muncii, adică tu chiar ai vechime, treaba asta cu psihologia la tine este de mult și... Oh, da! Da, nu e așa de scurtuț cum vrea să pară. Am început, de fapt, când am absolvit facultatea de psihologie, era în 2002. Mult. La momentul acela nici Colegiul Psihologilor nu era înființat. Am avut șansa să lucrez într-o fundație care era finanțată din Olanda și spre surprinderea mea, din prima zi, a trebuit să corespund unor standarde foarte înalte.
Pentru că olandezii știau exact ce înseamnă psihologie în Olanda. Eu eram naiv la vremea aceea, dar m-am conformat rapid și povestea care a început în 2005 în fundație a continuat 15 ani. Am lucrat cu copii, ulterior adolescenți și mai târziu adulți. Deci am lucrat timp de 15 ani, am acumulat multă experiență. Într-adevăr, mai am o altă experiență, care am lucrat cu persoane cu deficiențe de auz. Și viața m-a dus și într-acolo, încât am învățat și limbajul mimico-gestual. Vrând nevrând, am obținut și atestatul de interpret în limbaj gestual, așa că am făcut multe. Am făcut multe între timp. De aia spuneam că n-aș vrea ca spectatorii noștri să rămână cu impresia că acum e o chestie scurtuță, acum ați obținut nu știu ce acreditare, nu, de fapt o ai experiență în lucru cu oamenii de o viață. Pentru că 20 de ani sunt mulți ani în lucru cu oamenii și nu sunt extrem de mulți oameni în România care să aibă atâția ani de lucru cu oamenii. Iar tu ai ajuns la multe categorii de oameni, exact ce spuneai mai devreme. Și îmi place faptul că vrei să colaborezi cu noi și împărtășești viziunea Clinicii Marfil, pentru că foarte mult ne dorim să avem oameni ca tine, atât de competenți și atât de experți, de specialiști în ceea ce au făcut de-a lungul carierei lor, de-a lungul vieții lor, în meseria asta, în profesia asta, pentru că așa reușim să acoperim cât mai multe zone. Noi vrem să ajungem la cât mai multe tipuri de oameni, de probleme, la copii, la adolescenți, dar și la tot felul de zone lucrative, în câmpul muncii, oameni, nu doar pe partea de psihosomatică, unde sunt mai mulți deja terapeuți, dar și în partea asta, exact cum ai spus, deficiențe de auz. Deci eu cred că toată expertiza ta, toată munca pe care ai depus-o tu până acum, îmbogățește pur și simplu și aduce o valoare exponențială clinicii și îți mulțumim, George, pentru asta. Gabi, când vorbești așa frumos de mine, mă gândesc doar cât ești tu de modestă, pentru că noi ne cunoaștem de ceva timp. Și nu întâmplător sunt astăzi aici. Cu siguranță. Pentru că știu că și tu ai învățat enorm de mult. Ești o adevărată profesionistă. Și trebuie să-ți mărturisesc că cu mult timp în urmă, când ai venit și ne-am cunoscut, și te-am întrebat cum e să lucrezi ca psihoterapeut. Și ai zis, e minunat. Da. Și eu atunci cochetam cu ideea cum să fac lucrurile profesionist. Da? Și ai fost, trebuie să recunosc, prima care mi-a dat impulsul ăsta și ai zis, crede în tine că poți să o faci și poți să o faci bine. Și uite-te că astăzi suntem aici amândoi și atunci când am ales să vin, să discutăm. Am văzut că lucrez cu o echipă de profesioniști. Mi-am dorit să fac parte din această echipă și vreau să punem în valoare tot ce am învățat noi. Să oferim și altora. Că până acum, noi doar am acumulat informație. Am lucrat cu diverse categorii de persoane, de oameni și așa mai departe și cred că este momentul să ducem lucrurile la un alt nivel. Da. Să fim noi cei care putem să învățăm pe ceilalți și nu o spun așa cu, nu știu... Și cu modestie. Modestie, adică haide să... Am acumulat atât de multă informație și am putea să împărtășim, cred că asta este cuvântul cel mai potrivit, să împărtășim cu ceilalți și să le facem viața mai, nu știu dacă mai frumoasă, dar viața mai liniștită, mai echilibrată. Și în fapt mai bună. Mai bună. Și vrem, și avem foarte multe idei, vrem să creăm oportunități, vrem să creăm cursuri, vrem să oferim informația la cât mai mulți oameni. Din echipa pe care o avem, putem să atingem, cred,
multe direcții, la multe nevoi ale oamenilor. Așa este. Așa este și eu cred că ce ai spus, cum părtăși tu, adică partea de psihoeducație, să o punem în termeni, este deosebit de importantă, mai ales în ultima vreme, la nivelul ăsta mai mare de comunitate, de extracomunitate, că una este comunitatea pe care o avem noi și care sunt oameni care au venit spre noi căutându-ne, că au vrut ei, că au decis ei, că au văzut că avem ceva bun de oferit. Și apoi este cei din afara comunității care unii cochetează cu a intra în mediul nostru și alții încă sunt reticenți și se dau un pic în lături pentru că nu știu care este impactul psihicului asupra corpului, care este impactul psihoeducației, ceea ce trăiești afectează totuși toate ariile vieții tale. Și nu înțeleg chestiunea asta și atunci eu mă bucur că tu te-ai alăturat echipei pentru că știu că ești un om care reușește să meargă să disemineze spre public și spre cei care sunt mai reticenți, dar care sunt așa un pic cu, cel puțin cu umărul spre noi. Da? E importantă partea asta de psihoeducație, pe lângă lucru direct. Vorbeai de comunitate. Aș începe cu un proiect care mi este drag. Ești părinte, sunt părinte, avem copii, ne uităm în jur și vedem impactul emoțional asupra copiilor. Că vorbim de copii de gimnaziu, de liceu, chiar și cei care sunt la studii superioare. Și mă gândesc să venim în sprijinul comunității, să creăm programe în care să vorbim despre emoții, să vorbim despre psihologie, dar în termenii aia frumoși, care să atragă, în care să se regăsească și să oferim o informație de calitate, să mergem noi către școli, să creăm discuții, să punem sub semnul întrebării anumite cutume, să vorbim despre lucruri care cu greu ar vrea unii să vorbească. De ce? Pentru că copiii noștri vor crește și să încercăm să dezvoltăm inteligența emoțională. Școala pune un accent și este normal, da? Pe inteligență, la care operațională, matematică, mai departe. Academică. Academică. Dar hai să mergem un pic în zona aia de inteligență emoțională și aici aș coopta chiar și psihologii care sunt foarte bine pregătiți din școală. Vrem să facem echipă cu ei și nu să lucrăm separat. I-aș coopta, pentru că ei cunosc foarte bine mediul de acolo și să vorbim, să alegem un liceu, două licee, școli și așa mai departe, în care să mergem, să ne oferim din timpul nostru, din cunoștințele noastre, pentru că în felul ăsta vom da valoare ceea ce facem. Și dacă un copil va ști cum să-și gestioneze furia, va ști cum să-și gestioneze emoțiile, aș putea să mă declar mulțumit. Doar un copil. Așa e. Să meargă acasă și să spună, ok, am învățat astăzi ceva pentru sufletul meu. Da, este... Am zis da din prima secundă la proiectul ăsta, pentru că mă încântă. Bineînțeles că vrem să lucrăm cu adolescenții și cu copiii și mai mult decât atât, trebuie să ajungem și la inima părinților. Da? Și știu că unul dintre proiectele tale este să facem dezvoltare personală, cursuri de dezvoltare personală, în care părinții, în care adulții reușesc să învețe, să își recunoască emoțiile, să și le gestioneze. Foarte important să știm să le gestionăm emoțiile și apoi să dăm mai departe. Uite, pornim de la un lucru simplu, când spunem bună dimineața, ce faci? Și răspunsul invariabil este bine. Nu o să auzi pe nimeni să spună, știi, în dimineața asta sunt trist. Da, este răspunsul social. Corect, adică asta este răspunsul pe care îl aștepți. Da, sunt bine. Hai să mergem
de bună dimineața, ce faci, și să elaborăm răspunsul ăsta. Da, într-un cadru frumos, ca aici, da, în clinica Marfil, să discutăm despre ce urmează după bună dimineața. Asta încercăm să oferim. Dezvoltarea personală înseamnă multe lucruri. Și nu trebuie să ne imaginăm ceva extrem de complicat, că acum o să-mi fac un transplant de personalitate sau nu știu ce o să mi se întâmple. Nu! Da. Dacă reușesc, iar revin, un singur bărbat să vorbească despre emoțiile lui, să nu-i fie rușine că vorbește despre emoțiile lui, cred că deja am făcut un pas important. Dacă reușesc un singur bărbat să stea, să-și asculte soția, să o înțeleagă, să înțeleagă nevoile, deja am făcut un pas înainte. Îmi propun lucruri realiste, lucruri de bun simț, care se pot face aici, pentru că avem unde, avem cu ce și avem mulți specialiști. De ce n-am face-o? Nu știu. Astăzi stăm aici și vă facem invitația de a veni alături de noi, de a veni alături de echipa Clinicii Marfil, de a avea o viață mai bună, mai prosperă, mai echilibrată, că tot căutăm echilibru. Da. Nu e o filozofie, da? Haideți să facem lucrurile mai simple, să ne simplificăm viața, de fapt. Să ne întoarcem la ceea ce suntem noi, autentici. Să ne dăm jos măștile alea, să ne dăm jos toate cutumele, toate stereotipurile și așa mai departe. Hai să fim sinceri cu noi. Da, foarte important. Vedem cum este. Foarte important și... Da, este nevoie de foarte multă muncă cu sine pentru a ajunge în final să fim o comunitate, o societate mai sănătoasă. Spunea un filosof din asta oriental că pentru a avea pace trebuie să, ca țările să fie în pace, apoi ca orașele să fie în pace, apoi ca comunitățile mici să fie în pace, apoi ca familia să fie în pace, dar munca începe de la sine. Da? Asta este foarte important, ca fiecare să își facă propria lui muncă și atunci noi o să ne alegem unii pe alții în funcție de munca pe care o avem făcută în interiorul nostru, în funcție de dezvoltarea noastră personală și merită. Vorbești de dezvoltare personală. Aduți aminte câte ore ai parcurs de dezvoltare personală și tu și eu. Noi l-am parcurs într-un cadru academic, dar aduți aminte când ai fost la prima ședință de dezvoltare personală, cam cum a fost, ok? Nu știu cum ai simțit-o tu, dar eu, ca bărbat, când am fost la prima ședință, am zis, mama mia, trebuie să vorbesc despre emoțiile mele, serios? Ok? Și acum, după, e adevărat, ani de dezvoltare personală, pot să spun că am meritat. Pot să spun că relația mea, că sunt soț, sunt tată, relația mea cu soția, relația mea cu copiii, cu prietenii, de ce nu? Cu prietenii, cu apropiații, este o relație mai bună, da? Sunt mai înțelegător, sunt mai calm, mă mai înfurii în anumite situații, sau dacă mă înfurii, mi le recunosc și spun, ok, sunt ale mele. Una peste alta, mi-e mai bine. Și asta contează. Mm-hmm. Și îmi place cu câtă mândrie spui despre această dezvoltare personală ta proprie. Da, pentru că a fost o călătorie și n-a fost ușoară deloc. Mm-hmm. Dar momentul definitor a fost când nu m-am mai împotrivit. Când am lăsat aroganța deoparte. Când am spus, ok, e timpul să fiu autentic și e timpul pentru mine. Și atunci a fost un moment în care m-am întors către mine și din momentul a început să-mi fie bine cu mine. Asta înseamnă dezvoltare personală. Adică nu mi s-a întâmplat ceva magic. Nu. Dar am învățat. Dacă am învățat ceva din dezvoltarea personală, a fost așa. Că atunci când se vorbește despre mine,
despre lucrurile care nu-mi plac, să nu mai afecteze atât de tare. Le știu, dar le las acolo. Atunci când știu că fac lucruri bune și sunt grozav, nu mă laud. Știu doar că le am și că sunt bine. Și că în marea majoritatea timpului sunt ca toți ceilalți. Da? Și știu că am părți bune, părți mai puțin bune și în rest sunt ca toți ceilalți. Și asta îmi dă liniște și pace. Ție personal. Mie personal. Foarte bine. Foarte bine. Da, este o muncă cu sine. Este o muncă care poate să dureze. Acum, cum spuneai la început, pentru noi, poate așa, acum mulți ani, a fost mai mult, a fost mai greu, dar am început să vină tot mai multe informații și mai multe informații spre noi și cred că ai reușit să sintetizezi din toate informațiile pe care le-ai prins și din experiența ta personală ca terapeut și tot ce a implicat în viața ta această experiență terapeutică și să faci o anumită combinație de informații și de punere în practică într-un curs de dezvoltare personală pe care va fi disponibil periodic aici la clinică și online, dar și fizic. Spune-ne un pic despre asta. Cam cum se va desfășura un curs de dezvoltare personală susținut de tine și poate, știu că tu lucrezi uneori cu colega noastră Ioana. Cu Ioana. Și poate vei susține și cu ea, dar unele proiecte le vei avea singur. Mă gândesc la două aspecte. Unul va fi un curs online, disponibil oricând. Online, oricând. Și mă gândesc la un curs care se desfășoare fizic în această locație. Îl vom structura cumva pe 8 module, să zicem, da? Cu o durată de maxim o oră, nu mai mult. Adică 8 întâlniri. 8 întâlniri. Asta în mediul online va fi cumva succint, informația să fie la obiect. Dacă discutăm aici fizic, atunci o să fie puțin mai elaborat, vor fi exerciții, vor fi discuții, vor fi teme, o să împărtășim emoții, va fi un alt format, informația aceeași, dar într-un alt format. Vor fi două lucruri. Cumva o să fie maxim 8 module, nu foarte mult. Da? Va fi un curs condensat, să zic. Cine îl accesează online, sunt 8 module, 8 ore, poate să stea într-un weekend să se uite și să asimileze informația. Dacă o să-l facem, nu dacă, când îl vom face fizic, va fi cumva disponibil și să nu fie un consumator de resurse, pentru că știm toți că timpul e important și dacă timpul meu este important și timpul nostru este la fel de important. Așa. Ideea este să rămânem cu ceva după ce se termină. Eu în prezent țin cursul de dezvoltare personală. Îmi este greu să transmit acum, dar ce emoții circulă în momentul ăla. Este ceva care trebuie să faci parte și să fii acolo. Da. Cu emoția aceea vei merge acasă și vei avea timp să asimilezi informația, să o procesezi și lucrurile se vor întâmpla. Nu știu cum, dar se vor întâmpla și se întâmplă lucruri bune, asta vă asigur. Cursul este și pentru femei și pentru bărbați. Da, 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 aici așa. Toată lumea are nevoie toată de dezvoltare lumea, personală. Da. Și e binevenită. Și e binevenită, da. Și este pentru adulți sau așa l-ai conceput, pentru adulți mai mult? În principal pentru adulți. La nivel de adolescenți, acolo concepem un alt program specific pentru ei, pentru că este o altă categorie de vârstă, cu alte nevoi. Dar asta vom discuta atunci punctual, specific, exact ce vom face. George, îți mulțumim frumos pentru timpul tău și sperăm într-o colaborare cât mai lungă și pe proiecte cât mai diverse. Mulțumesc, Gabi, cu siguranță nu ne oprim aici. Asta este doar începutul. Entuziasmul meu o să fie contagios.
Da. Și îmi doresc să fac, să facem, de fapt, da, lucruri minunate împreună. Bine, o zi minunată vă dorim în continuare și rămâneți alături de noi. Să ne vedem cu bine!